Accidentul a avut loc pe drumul dintre Pitești și Brașov, în localitatea Mărăcineni din județul Argeș. Șoferul unei mașini a intrat în plin într-un biciclist și într-un autoturism care staționase pentru a vira la stânga. Impactul a fost atât de puternic încât biciclistul a fost aruncat în șanț, iar mașina a fost proiectată pe sensul opus, unde a fost izbită în plin de un tir și aruncată înapoi. Din cauza accidentului, traficul a fost complet blocat, iar pentru a interveni, autoritățile au fost nevoite să meargă pe sensul opus. Cei doi ocupanți ai mașinii care au produs accidentul au fugit și s-au ascuns în scara unui bloc din Mărăcineni. După 20 de minute au fost găsiți de polițiști. Pentru ce voiau polițiștii, dacă n-ați fugit de la accident? Pentru ce? Cine a fost la volan? Dumneavoastră ați fost la volan? Ambii abia se mai țineau pe picioare și vorbeau incoerent. Erau băuți. Moderat și continuu. Conduși la echipajul de poliție și testați cu aparatul etilotest. Rezultatele fiind pozitive în ambele situații, vom stabili cu exactitate cine a condus. Biciclistul a fost preluat în stare gravă de un echipaj de terapie intensivă mobilă cu multiple leziuni și traumatisme și dus la Spitalul Județean Argeș. Polițiștii trebuie să se edifice acum care dintre cei doi bărbați a fost la volan. Celui vinovat se va întocmi dosar pentru vătămare corporală din culpă și pentru fugă de la locul accidentului.